La sediul primăriei Cordun s-a desfășurat în ultima zi a lunii octombrie ședința ordinară în care cei 15 membri ai Consiliului Local au avut de dezbătut 9 proiecte de hotărâre vizând probleme de interes local pentru cetățenii celei mai bogate comunități locale din județ. Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară. Adrian Ciobanu, primarul Comunei Cordun, județul Neamț, având în vedere prevederile articolului 39 aliniat 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, dispun. Articolul 1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Cordun, județul Neamț, în ședință ordinară, care se va desfășura în ziua de 31 octombrie 2016, ora 14, la sediul primăriei Comunei Cordun. Președintele de ședință, liberalul Marius Muraru, a dat citire ordinei de zi cu cele 7 proiecte inițiale. Având la ordinea de zi următoarele. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Cordun și al bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru trimestrul 3 al anului 2016. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a suprafeței de 6 metri pătrați, teren aparținând domeniului public al Comunei Cordun. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Cordun pentru anul 2016. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, modernizare, drumuri de interes local, Comuna Cordun, județul Neamț. 6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizare, drumuri de interes local, Comuna Cordun, județul Neamț. 7. Discutarea unor cereri. Primarul Comunei Cordun, Adrian Ciobanu, a anunțat suplimentarea ordinii de zi cu încă 2 proiecte de hotărâre vizând finanțarea echipei locale de fotbal și unul privind aprobarea unei cereri de acordare a unui ajutor financiar parohiei Cordun în scopul modernizării Bisericii Ortodoxe. Aș dori să suplimentăm ordinea de zi cu încă 2 proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 65/29/7/2016 privind aprobarea susținerii financiare a echipei de fotbal Moldova Cordun și de asemenea proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar parohiei Cordun, județul Neamț. Ședința ordinară de la Cordun s-a dovedit a fi una extrem de liniștită, proiectele fiind votate de majoritatea consilierilor, existând doar câte una sau două abțineri, la cele vizând atribuirea de ajutoare financiare unor locuitori ai comunei care au diverse probleme de ordin medical sau social.